Căcat aici. Fii atent că nu prea mai avem gaz. Volvo al nostru are probleme. Am găsit gaura, asta e. De unde frate să le iei? Ce pute aici, frate? Am puțit treaba aici? Nu e de aici. Ha, te-ai căcat aici. Ha, nesimțita pământului. Puuu, firar curul tău să fie. Firar să fie de treabă. Salutare și bine ați venit la un nou episod. Presim că o să fie un episod plin de noroc, cu așa început, de la Jessica noastră. Ea e Jessica, cățelușa noastră de aici din garaj. Ea doarme aici în garaj și noaptea, dacă o mai apucă, mai scapă și pe aici. Ziua asta pe afară, de-aia nici nu o tundem. M-ați întrebat de ce nu o tundem. Momentan e destul de frig și în garaj noaptea e frig și e păcat să tremure dacă nu mai are blană. Când se încălzește, o să o tundem, să vedeți ce frumoasă e. Și acum să trecem la un rahat mai mare decât ăla, la opera noastră de artă din episodul trecut. Nu știu dacă e bine sau nu, dar așa arată podeaua noastră după aplicarea acelui convertor de rugină Ferdac. E super, super neagră, dar din ce am citit eu acolo, așa trebuie să se facă neagră ca să acționeze ăsta cum trebuie. E os, tată, e os. Nu știu dacă e bine sau nu, sper să fie bine și acum nici nu știu de ce să mă apuc. Ce ai, păi mai și speriat. Mă uitam aici ca vițel la poarta nouă ce să fac. Dar cred că știu ce fac. Hai să sudăm ăsta pe care l-am construit. Pam, 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 pam. Eu zic că vine destul de ok aici. Avem și loc unde să sudăm. Cu spațiu frumos. E și la nivel cum trebuie. La fel ca asta. Și ne apucăm de treabă. Fii atent că nu prea mai avem gaz. 10 bar sau cât mai avem aici în butelie? Da, cred că 10 sunt. Oh my god! Deci trebuie să umplem butelia. Acum o fi la fel sau nu o fi la fel? Eu zic că se aseamănă gaura de sus cu gaura de jos. Bang, bang. Îi dăm înainte. Am sudat partea din exterior unde vine longeronul și arată fix așa. Eu zic că nu-i rău deloc, arată bine, e sudat destul de gros. O să șlefuiesc un pic ca să stea longeronul bine. Îi băgăm și pe interior un pic de sudură și aia e. Ia priviți aici cât de bine arată această lucrare. Nu mai avem rugină aici, sudată frumos, șlefuită, nici nu se cunoaște.
Și pe aici, și pe aici, și pe aici. Sunt meseriași, ce să mai, mă, ce să mai. Sunt artist. Acum îmi trebuie pensul asta, puțin ferdac și negrim și ce am făcut noi aici. Frumos! Și acum până se înnegrește laptele de cuc ce-am dat noi acolo. Hai să umplem butelia cu gaz. Și pe lângă faptul că mergem să umplem butelia, mai trebuie să luăm și un furtun pentru Volvo. Furtunul de la intercooler s-a spart și răsuflă rău pe acolo, mi-a stropit și alternatorul. Nu e bine deloc, trebuie să-l schimbăm neapărat. Așa că Volvo-ul nostru are probleme și Megane-ul ăsta are probleme. Nu există mașină fără probleme. Fie că sunt vizibile, fie că sunt invizibile. De asta, atunci când vrei să-ți cumperi o mașină second hand, ar fi bine să folosești Car Vertical. Pentru că acum avem și cod de reducere, Aleș Șerban, 20% reducere la raport. Sau ai primul link în descriere, mergi acolo, dai un click, reducerea e deja aplicată. Bazi seria de șasiu a mașinii și o să-ți dea un raport cu tot istoricul mașinii pe care vrei să o verifici. Iar în acel raport al mașinii de pe Car Vertical poți afla chestii interesante despre mașină pe care nu poți să le vezi cu ochiul liber. Cum ar fi dacă mașina a fost folosită ca și taxiu, dacă mașina a fost furată, dacă a avut ceva modificări la numărul de kilometri parcurși, cum avem și situația aici de față. Și bineînțeles poți afla dacă mașina a avut daune. Asta ai putea să vezi cu ochiul liber, dar nu poți să știi cât de rău a fost avariată. Așa pe Car Vertical poți să găsești și poze, să vezi cam cât de rău a fost avariată, dacă a fost în stânga, dreapta, poate a avut și alte avarii decât poți să-ți dai tu seama. Așa că nu uitați că sigur veți avea nevoie, Alex Șerban, codul 20% reducere la raport. Din păcate, au program scurt aici, cățelul, la încărcare buterii, așa că o să venim mâine. Bine că măcar am comandat furtunul de la Volvo și o să vin mâine dimineață să-l iau și o să vin și cu butelia, că au program până la 13. Și oricum nu-i problemă, pentru că mai avem una de rezervă aici. Asta e plină cu dioxid. Oricum și eu tot cu dioxid o să încarc butelia acum. Nu mai am de unde să încarc cu, și e foarte costisor, cu ce era ala? Cu argon? Cargon? Nu știu cum se numește. Era ceva 80 dioxid și 20 argon, ceva de gen. Sunt curios să vedem cu cât a fost asta umplută. Îi dăm drumul. Doar 50 de bare are asta? Butelia cealaltă când am cumpărat-o era pe la 170 parcă. Probabil asta fiind mai veche, a zis să nu bage prea mult în ea și a lăsat-o la 50 sau nu știu care e faza. Ne ajunge să ne facem treaba până o încărcăm pe aia. Acum vreau să atașăm acest suport acolo. Acum trebuie să schimb pânza la flex și am văzut prin comentarii că mi-a spus că se pune pânza asta de tăiat cu scrisul în partea, nu în exterior, în interior cum ar veni, adică cu ăsta spre flex. Să-mi explice și mie cineva de ce, că nu știu teoria asta, de ce se pune așa și nu așa, nu. Care explicația? Ia uite-l ce frumos arată! Cred că așa vine asta aici. Hop! Și pentru că ne-a ajuns furtunul de la Volvo mai devreme, trebuie să mergem să-l schimbăm neapărat. Pentru că rampa noastră e blocată cu bătrânica, trebuie să punem mașina pe altă rampă. Ia să vedem dacă se aude pe cameră cum face furtunul nostru. Și accelerez. Accelerez. E terminat. Și ridicăm mașina pe rampă. După jumătate de oră am găsit gaura. Asta e super mare. Și din păcate constatăm și că nu avem ce ne trebuie.
nu este furtunul pe care trebuie să-l schimbăm. Am comandat greșit. Din păcate, n-am avut noroc cu Volvo astăzi. Am comandat greșit furtunul, trebuia celălalt. Erau două variante și am văzut eu cotul, am zis că nu, ăsta e, ălălalt. Și am mers să-l schimb. Nu putem să mai facem azi că ajunge târziu, așa că revenim în garaj. Rămăsesem să aplicăm prietenul nostru și cu ocazia asta o să și probăm cum sudează aparatul cu CO2. E perfect! Hop! Chiar nu mi se pare că e vreo diferență dintre sudura cu aia, cu gazul cu argon, butelia aia, dioxid cu argon și dioxid simplu. Mi se pare că... Hai, mă focalizează aici. Nu vrei? Așa. Arată destul de bine și cred că e destul de rezistentă. Acum trebuie să-i dăm cu puțin epoxy aici, cu spray-ul ăla. Bă, cât de bine arată, bă, ce mândru sunt când îmi iese câte o lucrare de asta frumoasă. Cum arată mai bine? Înainte, cu asta, sau bang, după? Eu zic că iese super treabă, dar ideea e că trebuie să ai răbdare de fier, să nu te grăbești deloc și să nu-ți pierzi cumpătul când găsești găuri ca asta așa aici. E dezastros, dar n-ai ce să faci, mergi înainte. Acum, de exemplu, trebuie să ne apucăm de longeronul ăsta. Și tocmai ce am descoperit, două găurele. Una, două. Parcă ziceam răbdare de fier și motivație maximă. De unde, frate, să le iei? Da. Complexul. Punem pânza de tăiat. Cu fața în sus, cu fața în jos. Nu știu cum e corect și cum e bine. Safety, number one priority. Și ne apucăm de tăiat la sânge. Toată răbdarea să apeleze la mine. Am nevoie de răbdare care să apeleze la mine. Ia uite cum arată ăsta. Gaură, gaură, gaură. Petic, petic, petic. Deci pe cât e aici? 40-50 de centimetri pătrați. Avem o întreagă istorie. Cu alte cuvinte, mașinuța asta este o mare, mare istorie și o să facem o super mare istorie cu ea. Însă, istoria pe ziua de azi o închem aici. S-a încheiat și răbdarea mea pe ziua de azi. Și vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați acolo jos, să dați și voi un like dacă vă place ceea ce fac. Și de aici, de la frumusețea asta, vă zic pa! Pe joi, ne vedem joi! Shit, here we go again.